Când intrați în biserică, parcă lăsați în urmă pământul pătrunzând într-un cer pământesc, lăsați timpul și intrați în veșnicie, fiindcă auziți necontenit cântări de slavă și de mulțumire lui Dumnezeu, cerer către Dumnezeu și asta repetarea unor cuvinte ce exprimă veșnicia lui Dumnezeu și care cheamă veșnicia începând prin cuvintele cântărilor de slavă. Că ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci în vecilor. Amin. Într-adevăr, celor ce cred în Isus Hristos le este făgăduită viața veșnică și li se dă da această viață veșnică, iar ei, începând încă de aici, de pe pământ, doxologia veșnicului Dumnezeu, îl vor proslăvi cu vrednicie și cu dreptate și în veacuri fără de sfârșit, fiindcă moartea lor va fi doar un somn, în timpul căruia sufletul va fi viu și după ea îl va slăvi de apururi, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt pe Isus Hristos, care a călcat moartea noastră cu moartea sa.